După furtuni și inundații, România este lovită de caniculă. Vestul și nord-vestul țării este cod portocaliu acolo, iar asta înseamnă că trebuie să ne ferim de razele soarelui. La umbră vor fi chiar 40 de grade Celsius, iar aerul deja este irespirabil. Reporterul Observator Simona Vasiac se află într-una dintre localitățile aflate sub avertizare portocalie de caniculă, în Satu Mare. Bună ziua, Simona! Te rog să-mi spui dacă se mai poate respira la ora asta a prânzului. Bun găsit, Bogdan, bun găsit tuturor. Da, se poate respira din fericire, deoarece putem spune că soarele se odihnește și a intrat între nori, motiv de bucurie pentru ca sătmărenii să ia la pas străzile din oraș. Adineori, în urmă cu aproximativ o oră, i-am găsit în parc la umbră răcorindu-se, deoarece nu prea se putea respira în oraș. În momentul de față, mai multe județe din România se află sub cod portocaliu de caniculă, iar acest cod urmează să fie roșu, joi și vineri, astfel că trebuie să fim foarte atenți la hidratare, ce fel de haine purtăm și dacă suntem în vârstă sau cu probleme cardiace, să evităm expunerea la soare până cel târziu la ora 18. Bogdan? Simona Vasiac, îți mulțumim pentru aceste informații.